Astăzi noi vom încerca să tratăm doctrina despre escatologie, care însemnează doctrina lucrurilor care vin. Înainte de a merge în escatologie, vreau să vă spun că mai avem sesiunea asta și în toamnă veți gradua. În toamnă vom face cartea nouă, care este istoria bisericii. Va veni John Brown, unul din foarte bun profesor, care a fost și generația trecută. Și vom avea încă doi americani care vor veni și vom avea graduarea. Dumneavoastră, când am început acum 2 ani și jumătate, ați avut sarcina ca în timpul ăla 3 ani să începeți grupe. Și am vrea să vă întrebăm dimineața asta cam cum stăm din cei care sunt aici, cât aveți grupe și cât nu aveți grupe, adică grupe de BTC fi în zona în care funcționați. Care e situația? Ce procent avem care ați început o grupă de BTC prin zona unde lucrați? Una aici, două. Cam puțin. Cum facem să încercăm să... Ideal este după terminarea cursului, dar cum v-am spus, avem sesiunea aceasta și mai avem o sesiune în toamnă. Și s-a terminat. Trebuie să aveți în vedere că în seara asta va veni și fratele Virgil. El a propus să avem încă 2 ani. Din cele 2 generații se vor alege 20 sau 25 de persoane, în care va face curs special cu cei 20 din cei care au graduat din generația asta, legat despre predicare și despre cum să studiezi textul. Deci vor fi, în fiecare an va fi 2 sesiuni, nu vor fi 3, va fi în primăvară și toamna. Deci va fi nu avem manuale, acum se lucrează să vedem ce manuale sau ce cărți se pot traduce. Depinde, nu știu, cine face selecția, ideea este, dacă doriți, ideea lui fratele Virgil, care este președinte, a zis, noi vrem să avem în uniunea noastră, în cultul nostru, frați care, dacă avem o conferință, ei să predice, nu trebuie să aducem un predicator de la alte denominațiuni. Sau ideea este, nu știu în ce măsură noi lucrăm că la asta, aveți interesul, deci, să fiți capabil să lucrați un text așa cum l-a făcut din special Mike. De aia Mike a venit, el nu a planificat să vină în sesiunea asta. El a fost în Franța și atunci și-a făcut timp să mai stea încă 3 zile în Europa să vină să lucreze împreună. Deci astăzi, la ora 4, el va sosi și în seara asta, după dinner, după 6 sau când ați avut temă de casă. Coloseni, cât? 1. Câte versete? Sau el... Se va uita, deci el așteaptă ca tema să fie gata și să o discutați. Dacă dintre cei care sunt aici aveți interes pentru următorii 2 ani, în special la categoria asta de pregătire, deci să lucreze cu, ar putea să fie ceva făcut și cum să studiezi din greacă. El are un grup, ai un program pe CD cu greaca și cum să faci expoziția textului, cum să studiezi, să faci exegeza textului luată din greacă. E posibil să fie puțin făcut așa numită greaca pentru cei care nu au făcut greaca. Încă se lucrează. Dacă aveți interes, va trebui să vă arătați interesul probabil la Uniune. Nu noi facem selecția. Deci mi s-a spus că nu vor fi mai mult de 20-25 de studenți din cele 2 generații. Dar eu consider și aș face recomandarea să arătați interesul dacă și mai ales cei care deci nu vom avea nimic teologie în următorii 2 ani. Noi am făcut propunerea să facem cele 2 și să facem și teologie, probabil la una de întâlniri să facem ceva teologie, cum ar fi cum să apăr credința apologetică sau probabil alta ar fi interesantă să studiezi religiile lumii. Încă nu știm, de seară el va veni aici și vom discuta. Pentru mine ar fi interesant, pe lângă cele să studiezi textul și să faci predic, să fie și un astfel de discuție, mai ales despre apologetică, despre
religiile lumii, despre ce gând, despre așa numite religii care seamănă cu creștinismul și sunt false, de așa numite cults, despre cum le spune la cults în românește, despre secte. Bun, de exemplu, unii sunt greșiți martorul Jehova, unii sunt greșiți mormonii. Deci, că ei, dacă îi întrebi, ei se leagă foarte strâns de, de creștinism. Ei nu se leagă de, nu știu, religiile Indiei, nu se leagă de budism, nu se leagă de musulman, de, nu se leagă, ei se leagă de creștinism. Ei sunt atașați creștinismul. Și de ce totuși sunt atât de, de greșiți? Însă nu știu, s-ar putea să avem ceva sau nu, dar în special, dacă aveți interes despre a studia textul, deci va fi mai mult, probabil că dacă cineva va intra acolo, va avea o mulțime de lucru acasă, vi să vă da o carte în care va trebui să fie împărțită toată cartea studiată și venit cu ea studiată și mai mult, aici va fi mai mult expunere, va fi o mulțime de lucrare a dumneavoastră și cei care vor veni dori să vă asculte, voi să vă da să predicați și alții, cineva să vă asculte și să vă, știu eu, evalueze. Ok, fiind zise acestea toate, vom încerca să mergem la doctrina. Avem două doctrine de terminat. Una o avem acum, escatologie, și mai avea doctrina Duhului Sfânt, care vom încerca o să facem în toamnă, dacă Domnul ne mai dă perioada aceea și vom termina. Deci, cum am spus, e graduarea. Va trebui să vă gândiți puțin la graduare ce vreți să faceți. Dacă facem graduarea, ar fi bine să începem de luni și să terminăm miercuri seară. Miercuri seară să stați încă aici. Pentru că dacă terminăm și trebuie să ne hotărâm până la plecarea, până miercuri asta, va fi o festivitate de încheiere. Data trecută a fost Uniune aici, a fost și fratele Mircea, a fost și fratele Virgil, a fost festivitate de încheiere, a fost darea diplomelor, a fost inclusiv o masă comună. Dacă se va întâmpla și data aceasta, va trebui să planificați să nu plecați miercuri acasă. După cum am eu notat, dacă aveți un calendar, următoarea întâlnire este după jumătatea lui octombrie. Aveți un calendar, care sunt luni, marți, miercuri? 21, 28, 30. Nu, e următoarea. Următoarea, mai în față. Că 21, 23. Aia a fost, dar s-a schimbat. Spuneți următoarea după 15 sau cât, 17, 16, cât e aia? Aveți un calendar, că nu l-am. 21 luni cu 7 înapoi, 14, 16. Trebuie să mă uit într-un e-mail, dar am, deja am notat, pentru că eu am comunicat cu Onisim data aici, dar știu că e undeva imediat la mijlocul octombrie, din nu știu ce considerente, că Uniunea are ceva în 20 sau așa ceva. Atunci cred că poate veni fratele care predă corecție. Sau așa ceva, da. Ok. Atunci poate să vină el. Deci el nu putea să vină cel care e așa ceva. Dar trebuie să mă uit exact la data. Dar cred că nu este 21-20 și ceva. Și... Mai târziu, dacă nu știu. Eu l-am exact. Dar vă pot comunica în una din pauze, o să mă uit în e-mail. Deci aia trebuie să vă gândiți. Dar dacă vreți să faceți simplu și să plecați la miercuri la amiază, fratele care va preda istoria creștinismului are foarte mult material. Și dânsul chiar a insistat dacă puteți să luați toată ziua de miercuri, pentru că zice, eu nu pot să termin. Deci, și mai ales dacă vrem să facem și graduarea, putem să facem seara după, la masa de cină. Deci să aveți în vedere aspectul ăsta, deci să nu vă planificați să plecați. Deci trebuie să fiți aici. Deci Uniunea probabil va fi aici, vă se va da diplomele, să vă dați și festivitate. Well, dumneavoastră, noi suntem disponibili, dar cei de aici, de local. Gândiți-vă. Deci să vă gândiți până plecăm și să știm cum o să organizăm. Ok. În 45 de minute aveți primul vizitator care trebuie să predea. Dar până atunci intrăm în escatologie. Când vorbim despre lucrurile care vin, sunt anumite aspecte care... în doctrinele, în viziunea neoprotestantului sau evanghelică, le au comune și sunt anumite așa numite lucruri comune care cred despre lucrurile care o să, vor veni. Escatologia aia înseamnă things will come, sau lucrurile care o să urmeze. Și sunt așa numite lucruri care nu sunt comune.
Lucrurile care sunt comune sunt următoarele. Una, nu depinde de confesiune. Toate confesiunile cred că urmează moartea. Care ce însemnează? Moartea este acel proces în care trupul nostru fie moare, în sensul că își termină existența, sau inclusiv pentru cei care vor fi la răpire, trupul acesta va fi transformat. Dar nu depinde de ce confesiune, toată lumea crede în această moarte care este inevitabilă, care urmează, și toate confesiunile neoprotestante consideră și cred că după moarte există ceva, se întâmplă. Moartea nu este sfârșitul existenței cuiva. Asta este foarte important de crezut. Comparat cu alte religii în care moartea însemnează sfârșitul existenței individului, sau unele religii consideră, de exemplu, că moartea este reintegrarea spiritelor noastre, mai ales spirit, în general religiile asiatice aia consideră. Ei cred că sufletul fiecărui individ sau spiritul fiecărui individ a venit din spiritul mare. Este ideea platonică. Noi toți primim spiritul de la cel mare spirit, ca să fim indivizi. În momentul când cineva moare, acest spirit al nostru se merge înapoi în spiritul mare platonic, ca el consideră există acel spirit universal, și nu vom mai fi entități și personalități de sine stătătoare. Creștinii în general, în care spun creștini, inclusiv catolicismul, inclusiv ortodoxismul, să nu mai vorbim de neoprotestanți, ei consideră că nu, o persoană, în momentul când a murit, este schimbarea trupului. În ce sens? Dacă moare din cauza, o moarte naturală, sau moare din trupul are, din anumite motive, își termină existența, sufletul continuă să existe. Dar depinde de denumațiuni, ele au vedere diferite. Unele consideră, cum sunt catolicismul sau ortodoxismul, că sufletul poate să-și câștige mântuirea și după terminarea existenței lui fizice în trupul acesta. În care Biblia nu spune, nu găsim niciune astfel de afirmații. Găsim altă afirmație, că după ce vine moartea, urmează judecata. Toate lucrurile vor fi judecate a fiecărui individ conform a ceea ce el a făcut în viața aceasta. Și acum am o întrebare către dumneavoastră. Ce se întâmplă cu sufletul unui suflet care este mântuit și ce se întâmplă cu sufletul unui care nu este mântuit? Fizic el a murit. Ce se întâmplă cu sufletul? Amândouă. Nu mai este judecător care vine mântuit, celălalt merge la Domnul Iisus. Ok. Deci el merge, Pavel spune, în prezența Domnului Iisus Hristos. Când cineva este al Domnului, care este mântuit prin Domnul Iisus Hristos și este salvat, în momentul când el, despărțirea trupului sau de suflet sau spirit, și noi am discutat diferența între spirit și suflet. Când Dumnezeu a făcut pe om, a făcut parte materială și parte spirituală. Și el a devenit un suflet viu. Partea spirituală e venită de la Dumnezeu și este veșnică. Atât cei mântuiți cât și cei nemântuiți vor trăi veșnic. Diferența este că cine s-a mântuit sufletul, când cineva moare, merge în prezența lui Dumnezeu. În prezența Domnului Iisus Hristos, mai corect biblic. Însă, noi, toată lumea va primi trup, spre deosebire de orice altă ființă în universul acesta, ființa umană va avea un trup. Așa că în Scriptură, dacă vă uitați, sunt câteva învieri. Și dacă vreți să citim și să clarificăm învierile legate despre moarte, sunt următoarele categorii de învieri. Există așa numită învierea primă și învierea
a doua înviere. Toți care au parte de prima înviere, și haideți să citim care sunt, care este prima înviere. Ok. Este prima înviere este cea care este descrisă că îi voi învia la răpire. 1 Tesaloniceni 4:16, vă rog să citiți cineva. Ok, asta e prima înviere. Vom discuta noi imediat, vom merge și vom vedea. În cadrul neoprotestantului sunt o mulțime de vederi despre aceste învieri. Unii consideră că nu există o înviere separată a celor care sunt răpiți de către cel. A doua înviere, care e tot parte de prima înviere, este în Apocalipsa 20:4, că este învierea celor care au murit în timpul necazului cel mare și care și-au dat viața ca martiri și nu s-au închinat lui Anticrist. Apocalipsa 20:4. Dacă cineva citea. Și caută cineva Daniel 12:3, asta e a treia categorie de înviere, dar e tot la prima. Deci învierea, toți care au parte de prima înviere, aparțin veșniciei, vor petrece veșnicia cu Domnul Iisus Hristos. Deci sunt ceilalți din biserică, cei care au murit în necazul cel mai, nu se încheia fiarei, care citim acum. Și a treia este învierea sfinților din Vechiul Testament. Dar să citim Apocalipsa 20:4. Și am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele și li s-a dat judecată. Și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu și a celor ce nu se închinaseră fiarei și icoanei ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Ok, asta e a doua categorie de înviere, care e tot parte de prima înviere numită, deci există prima înviere și a doua înviere. A treia categorie din prima înviere este în Daniel 12:2 și este vorba despre învierea sfinților Vechiului Testament, dacă găsim să citim. Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viața veșnică și alții pentru ocară și rușire veșnică. Ok, deci stați cu mine puțin că după aia le vom încerca să le... Sunt o părere diferite, însă în momentul ăsta le clasificăm. Deci cei care sunt înviați la răpire sunt, vor învia înainte de necazul cel mare. Cei care vor învia a doua categorie, care au fost omorâți în necazul cel mare, va fi înainte de a doua venire a Domnului Iisus. Învierea sfinților din Vechiul Testament va fi tot atunci, înainte de a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Înainte de mileniu. Deci este the rapture and the second coming. Cu toate că am făcut deosebirea, sunt o mulțime de discuții care imediat le voi intra. A doua categorie de înviere este învierea celor care sunt nemântuiți, Apocalipsa 20:11-15. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morții mari și mici stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea, moartea și locuința morților a dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui și moartea și locuința morților a fost aruncată în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Ok. Cine l-a pogăsit, scris în cartea vieții, a fost aruncat în iazul de foc. Ok, deci dacă vom încerca să clasificăm cele două învieri, putem spune este învierea întâia înviere și a doua înviere. Toți care au parte din întâia înviere, cu excepția învierii sfinților din Vechiul Testament, și acolo este încă o dezbatere, pentru că spune că unii vor învia pentru ocară,
din vechi, aia vorbim de sfinții din Vechiul Testament. Dar dacă îi numești sfinți, o care nu neapărat de a... Toți care au parte din prima înviere sunt în cer. Chiar dacă unii din sfinții din Vechiul Testament și comentarii consideră că o care acolo semnează judecată al lucrurilor care nu au făcut conform cerinței lui Dumnezeu. Și cazul cel mai practic care mulți îl dezbat este cazul lui Saul. Mulți vor considera că Saul va fi în cer. Însă el a adus o cară, dar el va fi judecat așa cum va fi judecată biserica. Sunt 5 feluri de judecăți în Scriptură. De aia vrem să definim puțin termeni și haideți să le discutăm pe cele 5 judecăți. Una din judecate este judecata bisericii. Și haideți foarte sumar să trecem în cele judecăți și imediat intrăm în subiect. Judecata bisericii este arătată în 2 Corinteni 5:10 și 1 Corinteni 3:11-15. Să citim asta foarte rapid. Deci 2 Corinteni 5:10 și 1 Corinteni 3:11-15. Căci toți trebuie să ne împărtășim înaintea scaunului de judecată a lui Hristos ca să-și primească. Ok. Căci toți trebuie să ne împărtășim înaintea scaunului de judecată a lui Hristos pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care va fi făcut când trăia în trup. 1 Corinteni 3:11-15. Că nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fântrese, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscut că se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dar dacă lucrarea lui va fi arsă, îl va pierde răsplată. Cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Ok. Deci aici este vorba despre judecata bisericii. Toți care vor fi judecați în fața scaunului de judecată, nimeni nu va fi trimis în pedeapsa veșnică. Ei este parte de biserică. Toți sunt mântuiți prin Domnul Iisus Hristos. Însă, faptul că ești mântuit prin Domnul Iisus Hristos, aia nu semnează că Domnul Iisus, când se va întâmpla lucrul acesta, se va întâmpla după răpire, până când Domnul Iisus Hristos își pregătea semenea asta să o prezinte Tatălui, să fie fără pată și fără zbăcitură. Ce vă spun eu, pentru unii este foarte contradictoriu. Noi vom discuta asta, mulți sunt de acord. Va fi făcută de Domnul Iisus Hristos. Ce se va judeca și în fața scaunului judecată a Domnului Iisus Hristos? Tot ce Domnul Iisus Hristos a vrut ca noi să facem. Fiecare dintre noi i s-a dat un anume dar. Dacă noi nu l-am exercitat cum Domnul Iisus a vrut să-l facă sau de felul cum noi l-am folosit, noi vom fi judecați. De aia spune acolo că lucrarea unora va fi arsă, va trece prin foc și vor fi persoane care sunt în Biserica Domnului Iisus Hristos care vor rămâne fără nicio răsplată. Vor fi conflicte care nu au fost rezolvate pe pământ între frați, care unul a acuzat pe altul sau aspecte din ăsta. Amândoi vor fi mântuiți pentru că mântuirea nu este prin ce facem noi. Mântuirea este prin jertfa Domnului Iisus Hristos, prin credință și numai prin credință. Cine primește mântuirea prin Domnul Iisus Hristos, el este îmbrăcat în platoșa neprihănirii, și în fața Domnului Iisus Hristos, mântuit este datorită ce el a făcut pentru noi, nu noi ce am făcut. În fața Domnului Iisus Hristos, noi nu putem să facem nimic să-L impresionăm pe Dumnezeu. Spune, îl primesc pe aspect, individul respectiv în cer pentru că m-a impresionat de lucrarea Lui, de slujba Lui. Toate acestea sunt derivate. Toți care lucrează, lucrează pentru că au fost mântuiți. Faptele derivă din faptul că noi suntem mântuiți. S-au mântuit, toți care au ajuns din Împărăția Lui Dumnezeu, sunt parte de Biserica Domnului Iisus Hristos, sunt mântuiți datorită lucrării complete a Domnului Iisus Hristos care a făcut pe cruce pentru noi. În momentul când noi acceptăm prin credință, El ne, așa numește, impute His righteousness, ne dă neprihănirea Lui. Dumnezeu când se uită la noi ne vede perfect prin Domnul Iisus Hristos. Tot ce facem noi în viața de credință, fie lucrare, fie
manifestarea noastră va fi evaluată de Domnul Iisus Hristos. Și la unii Domnul Iisus Hristos a spus: voi, bun și credincios, ți-am dat 5 talanți, ai mai câștigat 5 talanți, răsplata este bazată pe credincioșia a ceea ce am făcut, la cine s-a încredințat. Însă vor fi alții care nu au fost credincioși în ce li s-a încredințat și vor fi judecați. De aceea unii vor fi mântuiți, cum spune acolo, ca prin foc, fără răsplată. Toți care sunt parte de această... Da, soră, spuneți. Ok, vreți să știți când. Okay. Toți care vor fi acolo, toți vor fi mântuiți și vor fi parte dimineața Domnului Iisus Hristos, nimeni nu va fi trimis în pedeapsa veșnică. Asta e numită prima judecată, judecată. A doua judecată este judecata neamurilor. În Matei, capitolul 25, 31 până la 46, dacă vreți să citiți, este vorba, spune că neamul. Ce anume judecată e vorba aici? Cineva să caute și până atunci eu comentez puțin. Deci 25 de la 30 și cât am spus? De la 31 până la 46. Despre ce judecată este vorba? În necazul cel mare, în prima parte, există necazul cel mare descris în Daniel și după aia descris în Apocalipsa. Vorbește despre 7 ani de necaz cel mare. 3 ani și jumătate e numit necazul cel mare, iar ceilalți 3 ani și jumătate e numit necazul cel mai mare sau necazul lui Iacov. Tribulation pentru națiune, pentru Iacov, care este specific împotriva Israelului. De ce specific pentru Iacov? Pentru că la jumătatea necazului cel mare, Israelul va fi singura națiune care va spune anticrist, care ei considerau că este Mesia, descoperă că este un apostat, este fals Mesia, așa cum în realitate este. Și el va fi singura națiune care va rupe legătura de pact, pactul de pace, și toate popoarele vor veni împotriva Israelului și vă spune să ne adunăm, să-l nimicim. Funcție de cum națiunile vor trata Israelul 3 ani jumătate, a doua parte a 3 ani jumătate, va fi această judecată care este descrisă în Matei. Unele națiuni vor fi judecate mai aspru decât altele, sau altele vor fi judecate diferit, și li se va da ocazie la unele națiuni să intre în mileniul care urmează, sau altele vor fi distruse. Sau am găsit textul? Da. Matei, vă să știu. Va veni Fiul Omului în slava sa, un, toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre. Și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți, binecuvintații tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flământ și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit la mine. Atunci cei neprihăniți îi vor răspunde: Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci, sau fiindu-ți sete și ți-am dat de băut? Când te-am văzut noi străini și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit la tine? Drept răspuns, împăratul le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Apoi va zice celor de la stânga lui: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Deci am fost flământ și nu mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau, am fost străin și nu mi-ați primit, am fost gol și nu m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și în temniță și n-ați venit pe la mine. Atunci îi voi răspunde și ei: Doamne, când te-am văzut noi flământ sau fiindu-ți sete sau străin sau bol sau bolnav sau în temniță și nu ți-am slujit? Și el drept răspunde va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie nu mi le-ați făcut. Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică.
Ok. Este judecata, asta e judecata neamurilor, că v-am spus, în care vor fi. De ce vor merge în pedeapsă, în judecata veșnică, la unele națiuni care au avut o poziție mai corectă decât alții? Și se pot să pun anumite state, care e dificil să le nume, însă unii comentatori consideră cum este Iranul, cum este inclusiv Rusia, cum este în special țările musulmane vor dori în necazul cel mai să distrugă Israelul. Și uitați-vă astăzi ce dorește Iranul. Iranul, dacă va avea bomba nucleară, ei vor folosi-o. Dacă mergeți să studiați religia musulmană, ei spun așa, ei așteaptă Mesia lor, care este al 12-lea Madin, în care el nu se poate să vină decât dacă lumea aceasta va fi în total, o totală criză. Președintele Iranului consideră că criza mare va fi dacă el va avea bombă nucleară, va arăca în Israel, toată lumea va fi într-o criză. Și în momentul acesta va veni Mesia religiei musulmane, al 12-lea Mahedin. Așa că ei vor face orice, ei consideră, religia musulmană consideră că ei fac serviciu Dumnezeului lor. Dacă comunismul a fost foarte dur, nu a fost atât de dur cum este religia musulmană. Religia musulmană, dacă omoară un creștin sau un evreu, sigur vor ajunge în paradisul lui Allah. În comunism te bătea, te speria, rare ori te omora, dar în religia musulmană a omorâ este parte de așa numit războiul sfânt, jihad. Inclusiv dacă veți studia legat despre viitorul cuiva în religia musulmană. Este în felul următor. Fiecare bărbat, când moare, va merge să se prezinte în fața lui Allah prin Mahomet. Și viața lui se va analiza și el, funcție de cum a lucrat, vi s-a spune, ai parte de paradis sau ai parte pentru următorii 5, 4, 10 ani, cât n-ai lucrat bine, să fii în viața de pedeapsă, deci vei avea pedeapsă, după aia vei putea veni în paradis. Sau viața lui va fi analizată prin Mahomet în fața lui Allah. Dar cât privește despre soția lui, el va judeca și va spune unde soția lui va merge. Dacă cineva iubește soția lui, spune, poți să vii cu mine în paradis. Dar majoritatea nu vor dori ca soțiile lor să fie acolo, pentru că dacă ei vor merge în paradis, le se vor da un număr de fecioare cu care vor avea toată veșnicia. Asta este doctrina escatologică pură, ca ei o provoacă, o provăduiește. Așa că dacă vă uitați la modul cum este escatologia lor față de asta, escatologia este foarte... De aia veți vedea foarte multe femei care vor dori să-și ia viața, pentru că este... adăugitură la destinul oamenilor care mor, spune așa, dacă cineva moare pentru Allah, el nu va fi judecat decât direct de Allah. Și dacă cineva își dă viața pentru Allah, imediat nu va mai fi apreciat sau analizat de nici de Mahomet și va merge direct în paradis pentru că și-a dat viața de a copii care își pun centurile și se omoară, pentru că ei consideră că fiind martir pentru Allah, merge direct în paradis. De aia cei 19 au intrat în turnul acela în New York, ei considerând că în momentul când au intrat acolo, merg direct în paradis pentru că ei își dau viața ca martir pentru Allah. De aia veți vedea femei care își vor da viața pentru că ei le frică că soții lor nu le vor lua cu ei în paradis când vor fi acolo și vor trimite în pedeapsa veșnică pentru că bărbații vor dori să aibă acele virgine promise. Ce vă spun eu, nu vă spun povești. Dacă noi avem în țările din Orientul Mijlociu cineva care lucrează și a petrecut acolo 10 ani, misionar, și a discutat timp de 10 ani cu toți aia. Și asta este escatologia sau destinul în religia musulmană. Vă dați seama cât este de deformată
știu, aprecierea sau destinul în această religie. Dacă mergeți la altă religie, de exemplu, la budism sau la brahmatism, vedeți, moartea tratează viitorul cuiva total diferit de cum Scriptura spune. Scriptura ne spune că fiecare individ când moare este evaluat de către Creator, într-o formă sau altă. So, am văzut până acum aceste două judecăți, există încă trei judecăți care numai le spun foarte, și intrăm în subiectul escatologiei, este judecata lui Israel, care este descris în Ezechiel 20:37-38, în care Israelul va fi judecat funcție de cât a crezut ce a spus Domnul Iisus, Dumnezeu despre viitorul Israelului în necazul cel mare. Și funcție de aceasta, dacă citiți textul aceasta, va spune că unii vor fi distruși și judecați și nu vor intra în mileniu. Următoarea este judecata îngerilor căzuți, care este în Iuda, capitolul 9, în versetul 6. Ok? Iuda are un singur capitol, versetul 6, în care judecata va fi făcută de către Domnul Iisus și credincioși a îngerilor căzuți. Spune, noi vom judeca îngerii. Și judecata acelor necredincioși, cum am mai citit despre a doua înviere, în care toți vor învia, toți vor primi trupuri și vor fi judecați de Domnul Iisus Hristos, de Dumnezeu în fața scaunului mare și alb și vor avea un destin veșnic. Sau ființa umană nu dispare. Nu dispare inclusiv trupul. Noi, spre deosebire de orice alte ființe, spre deosebire de îngeri. Când am studiat la îngeri, spuneam că îngerii sunt duhuri slujitoare. Ele au luat temporar formă de trup. Dar ele sunt duhuri slujitoare. Ființele noastre, noi vom învia, vom avea un trup. Și cei care sunt nemântuiți vor avea un trup și vor suferi în pedeapsa veșnică pentru veci de veci într-un anume trup. Există o mulțime de alte învățături că noi nu vom mai avea trupuri și sufletul nu poate să sufere fără trup. Suferința este la amândouă categorii, și a trupului și a sufletului. Marea pedeapsă în pedeapsa veșnică, în iad, este nu neapărat pedeapsa fizică, care este una. Spune că vermele nu doarme, este scrâșnirea dinților, dar este absența prezenței lui Dumnezeu. De aia iadul este grozav. Când Dumnezeu își va lua toată prezența lui din acea din univers, în partea aceea, unde va fi iadul, unde va fi Satan cu îngerele lui și toți cei nemântuiți care el l-a înșelat și i-a dus acolo, Dumnezeu își va trage prezența, deci își va lua toată prezența. Iadul este absența prezenței lui Dumnezeu. De aia va fi foarte oribil și foarte greu. Va fi veșnic. Probabil că cea mai bună descriere este pilda bogatului și a lui Lazar. Este o pildă, dar Domnul Iisus când o spune, dacă vă uitați în pilde, este singura pildă unde Domnul Iisus Hristos folosește un nume propriu. Restul vorbește generic, dar în cazul ăsta, probabil că Domnul Iisus cunoștea în realitate un anume Lazar și un anume bogat și descrie toată scena viitorului acolo. În momentul acesta, întrebarea mea este că dumneavoastră există cineva în iad? Cine va fi prima persoană aruncată în iad? Aia sunt legați pentru judecată, nu poți să-l pedepsi. În adânc nu este iadul. În Apocalipsa 19 spune că prima persoană care va fi acolo, prorocul mincinos, și fiara și după aceea va veni anticristul, va fi aruncat. După aceea va veni judecata și oamenii său. Iadul, ca el descrie în pildă, este viitorul ce se va întâmpla. Nimeni Dumnezeu nu-l trimite la pedeapsă până nu va fi o judecată. Deci toți trebuie să, mă refer la nemântuiți, va trebui să învie, vor fi deschise niște cărți și fiecare va fi judecat
după faptele lui și toți care vor fi în fața scaunului de judecare mare și al vor fi judecați și trimiți pentru veșnicie în pedeapsa veșnică. Iadul este veșnic. Chiar dacă este așa de grozav de a avea ideea asta. Dar biblic, iadul este veșnic. Însuși religiile creștine au început să facă puține alterări la această învățătură, inclusiv catolicismul, de aia a ieșit doctrina despre purgatoriu. De aia este mântuirea celor care pot să se mântuiască după moarte în ortodoxism. Nu găsim niciun în Biblie. Spune, odată să murim, iar apoi vine judecata. Judecata însemnează analiza vieții care, cum ai trăit pe pământul acesta. De ce este veșnic? Pentru că în primul rând Scriptura spune, dar sufletele noastre sunt veșnice. Sunt o mulțime de comentarii legate la aceasta, spune, dacă există un loc în universul acesta unde este iad, suferință și întuneric, înseamnă că universul acesta niciodată nu va fi perfect. Dumnezeu are capacitatea aceasta de a izola partea aceea, de a pune separată în care este iadul și el este veșnic datorită faptului pentru că răzvrătirea satanii și tot ce s-a făcut în numele satanilor și al răului, cum noi am studiat răului, a fost să lovească direct în Dumnezeu. Satan nu este atât interesat în a ne lua pe noi și să ne pedepsească. El prin a smulge suflete de acestea și să le ia în împărăția lui, orice suflet vrea să spună, am luptat împotriva ta, Dumnezeule, forța sau persoana absolută și el vrea să demonstreze universul acesta că el are putere ca și Dumnezeu. Asta e ideea lui. E într-adevăr că el vrea să vadă sufletele noastre, dar nu în primul rând, el vrea să lupte în primul rând împotriva lui Dumnezeu. Și Dumnezeu de aia va fi o pedeapsă veșnică pentru că această ființă, care a fost un înger slujitor, la un moment dat, cum am studiat noi, a funcționat singur și a decis să funcționeze independent de Creatorul, numai el a căzut, a căzut o treime de îngeri și imaginați-vă câte ființe umane au fost trase în această capcană de înșelăciune. Așa că doctrina Scriptură este că iadul va fi veșnic. Iadul este deci oamenii vor fi judecați și toți care nu sunt mântuiți vor petrece veșnicia în acel loc oribil, care e o mulțime de suferință fizică, pentru că toți vor învia, toți vor avea un trup care nu va muri. Dar suferința este la nivel de trup, nu cea mai mare. Suferința sufletului, sufletească, prezența lui Dumnezeu nu va mai fi acolo. Spune expresia că nu vor avea odihnă niciodată. De aceea ce mai descria și de ce descria, spune că sunt câteva cărți care au apărut 23 de minute în Hell, una din carte. Sau este o altă carte legată cum descriem noi iadul. Ideea, oamenii ăștia au văzut exact ca și în pildă ce se va întâmpla, o imagine, iadul, nu-i nimeni în iad acum, pentru că iadul va fi după ce oamenii vor fi judecați. Ei trebuie să învie, să fie. Dar li s-a arătat imaginea așa cum a fost descris în pilda Domnului Iisus cu bogatul, în care au spus, trupul acestea doresc, pentru că ai trup, dorești, te odihnești. Și în iad niciodată nu se dă voie să te odihnești. Gândiți-vă, când ești obosit extraordinar în trup și dorești să te odihnești, nu îți se dă voie. Este una din cele mai mari torturi care este posibile. Așa se încerca să facă tortură în timpul comunismului. Când ai, nu trebuie să te tortura să nu poți dormi. De aia spune că nu vor avea odihnă. Dar există acea mare dorință de a avea părtășie cu Creatorul în care nu va putea nimeni să aibă, pentru că prezența lui Dumnezeu, acelui care a creat și care îți dă satisfacție și mulțumire sufletească, va fi luată din aia, va fi iadul. De aia probabil că noi, acum să luăm ceva practic, dacă noi ne gândim la situația noastră, să ne gândim la prietenii noștri, dacă ai putea să facem ceva, să-i facem să înțeleagă gravitatea aspectului, am face orice să le descriem, să ne rugăm, să le vestim Evanghelia ca oameni și să se trezească.
Nu există o urgență mai mare și nu există ceva mai important decât să-i faci pe oamenii aceștia, bine ai venit, Doamne, să înțeleagă că situația este așa de serioasă, că nici cum unii încearcă să spun Dumnezeu este prea crud ca să facă, să îngăduie existența veșnică a iadului. El îngăduie pentru că oamenii de bună voie aleg să se ducă să se unească cu răul. Oamenii prin buna lor dorință doresc să se ducă să se unească cu întunericul. Toate acestea, ideea centrală este să lovească în Dumnezeu și să spună Dumnezeu nu e, absolutul, nu este binele absolut, nu este binele creator. Noi putem să fim ca El, nu e absolutul din Dumnezeu cel mai bun. Și noi putem fi. Aspectul ăsta este cel care va culmina. Deci, până acum am vorbit despre moarte, am vorbit despre judecată care există, am vorbit despre cer care există, despre iad, toate acestea în gândirea creștină, majoritatea acceptă. Dacă vei întreba pe cineva ce crezi despre cutare, sunt unele religii creștine, cum sunt catolicismul și ortodoxismul, imediat vă dau, în care consideră că poți să fii mântuit după, sau unii consideră că nu va fi nici o înviere. Dar când noi ne referim la neoprotestanți, majoritatea acceptă toate aceste concepte despre moarte, despre iad, despre existența iadului, un loc cum este de fericire cu Dumnezeu, despre iad, existența veșnică a locului de pedeapsă, despre înviere, despre judecată. Până în acest moment, așa în escatologie, noi numim lucruri care sunt comune. Dar imediat vom trece la partea a doua în care vom vedea o mulțime de aspecte în care oamenii sunt foarte împărțite, gândirea este foarte împărțită la următorul concept care urmează. Am înțeles prin ceea ce ne-a spus despre pilda a lui Lazar și a bogatului. E un arhetip, ceea ce spunea Domnul Iisus, a iadului și a raiului, acolo. Uh-huh. Deci așa am înțeles din ceea ce ne-a explicat. Domnul... Ce se întâmplă după, înainte. Deci, acolo, da, sunt anticamerele raiului și a iadului. Deci, anticamera înseamnă locuința morților. Pentru că raiul o luat ființă doar cu învierea Domnului Iisus. Da? Adică cu moartea Lui. Pentru că așa îi spune și Tâlharul lui Petruce. Astăzi, depășit cu mine în rai. Ok. Toți credincioșii sunt în prezența Domnului Iisus. Domnul Iisus era prezent pe pământ. Ok. Unul dintre... Când sunteți gata, o să răspund. Deci asta este unul dintre aspecte. Acum, mai este... Cunosc și eu aici puțin niște dezbateri. Dacă ar fi fost anticamera iadului, era fără trup acolo bogatul, cum ar fi putut să-i se facă sete? Sufletul Duhului. Exact. Da. Și mai mult spune, când spune, nu se poate trece de la voi, este destin veșnic. Anticamera nu este veșnică. Da. Acum. Adică destinul care unii îl vede, Domnul Iisus îl descrie, spune... El vor fi aruncat în locuința în iadul de foc. La judecată și locuința morților și moartea vor fi aruncată în iadul de foc. Atunci va fi judecata finală. Se pune întrebarea în veșnicie. Noi vom vedea și vom putea dialoga cu cei din iad. Dar cine era acolo? Era Lazar dialoga? Nu, dar a fi putut. Pentru că nu-i s-o adresa lui. Ok. Deci îl vedem acolo, pe cine îl vedem? Cine vorbește? Cine vorbește cu Lazar și cine vorbește cu bogatul acolo? Cine? Vorbea Avram? Avram. Spune că părinte Avram. El îl vedea, se uita și vedea. Ideea nu este separat. Noi în veșnicie este un loc total separat de lucrurile care între bine și rău. Iadul este total separat de aia. De aia vă spun, pilda aceasta e descrisă ce o să vină.
Nu există iadul astăzi, pentru că nu poți să trimiți pe cineva într-un loc de pe deasupra, nu e judecată. Judecata n-a existat. Și tocmai asta am spus, că Domnul Iisus acolo vorbea despre ceva ce era existent la ora actuală. Nu, el deschide... Așa exista o locuință a morților și o locuință a credincioșilor. Și un credincios care moare merge în prezența Domnului Iisus Hristos. Deci, fără trup încă. Înainte de asta, ei nu mergeau în prezența Domnului. Până, da, până la Domnul Iisus Hristos, ei mergeau într-un loc de așteptare. Dacă vedem unde au mers, de exemplu, când s-a dus să-l scoale pe, Samuel, da. Saul. Spune, de ce mă disturb, de ce mă deranjez, sau cum spune, din somnul meu. Ai loc de așteptare. Când vor învia morții aceia? La a doua venire a Domnului Iisus Hristos, învierea Sfinților din Vechiul Testament, ei vor învia. Până atunci ei sunt în locul acesta de așteptare, dar cei care îi fac din biserică au un alt statut. În momentul când ei mor, merg în prezența Domnului Iisus Hristos. Când Domnul Iisus spune pilda, el nu vorbește despre cele două locuri. Vorbește... Deci acum în prezența Domnului Iisus nu este potecuvită decât biserica. Numai biserica, cei... Când cineva e parte din biserică și moare, va merge în prezența Domnului Iisus Hristos. Deci, la ora actuală încă există locuința de odihnă a credincioșilor Vechiului Testament. Ei vor învia la sfârșitul, la a doua venire a Domnului Iisus Hristos, ca să intre în mileniu. Ei nu sunt parte de biserică. Ei pot să fie la nuntă invitați, dar nu sunt parte de biserică. Există locuința de odihnă a credincioșilor Vechiului Testament. Există și locuința morților necredincioși. Sunt foarte de acord, ei nu sunt în iad. Cei din Vechiul Testament și cei din Noul Testament. Exact. Tot acolo sunt. Ei dialoghează. De aia pilda, când vorbește de la bogat, nu este, nu exista, Domnul Iisus nu vorbea despre un bogat care suferea atunci. Spune, toți nemântuiți sunt impersonalizați în bogat. Toți în Vechiul Testament. Ei sunt acolo, dar acolo va fi destinul lor. Destinul lor va fi că va fi pentru totdeauna separați, că totdeauna vor suferi. Deci Domnul Iisus descrie cele două locuri în pilda aceea. Aia vrea să descrie. Da, este adevărat. Deci locuința morților este un loc de suferință. Dar nu, locuința morților nu e de suferință. Până neadă. La judecată, până judecată, după judecată e suferința. Ei așteaptă, cei care sunt nemântuiți, ei știu unde vor merge, dar nu sunt în suferință acum, pentru că nu poți să trimiți pe cineva până ești judecat. Ei va trebui să învie și învierea este în Apocalipsa 20, unde spune fiecare va învia, moartea va da pe cel înapoi în locuința morților și toți vor sta în fața scaunului Domnului. Până atunci ei sunt în loc de așteptare, nu sunt pedepsit. Dar Domnul Iisus în pildă spune, asta va fi după ce va fi judecat. Pedeapsa lor veșnică, în personificați, în bogat. Ia, hai să vedem care. Și vă spun un care. În momentul în care survine suferința, este momentul în care Dumnezeu nu este parte prezentă acolo. Da, acum Dumnezeu nu... Ești în trup sau că nu ești în trup. Da. Acolo, în locuința morților, Dumnezeu nu este prezent. Păi și bazat pe ce? Păi... Dați-mi versetul. Păi... Știi unde Dumnezeu își va lua prezența când iadul va începe să funcționeze așa cum o descrie. David spune ceva, dacă mă voi duce în locuința morților, iată-te și acolo. Prezența lui Dumnezeu este peste tot încă acum. Când va fi totată luată prezența lui Dumnezeu, va fi când iadul va începe să funcționeze, când va fi izolat. Atunci, acum în locuința morților, Dumnezeu nu este absent. Asta e ideea. Deci după ce va fi judecata și va începe funcționarea iadului, cum este descris acolo, foc și pucioasă, scrâșnirea dinților, Dumnezeu își va retrage toată prezența, atunci va fi marea. De aia spune cuvântul că Domnul Iisus Hristos a venit în trup nu numai să îi sfășească și să trăiască și așa, ci inclusiv să ajungă în locuința morților, să propovăduiască și așa. Aia a fost altă idee. A fost, dacă spune acolo, specific pentru cine? Pentru cei din vremea lui Noe. Aia alt subiect. A fost imediat când a fost, în momentul când cele trei zile când a murit, trup a fost mort și el a fost în locuința morților să propovăduiască pentru o anume categorie de oameni care trăia și n-a, de ce și acolo este o total. Da, dar aia nu însemnează că acum Domnul Iisus se mai duce acolo. Deci el a dus în acele trei zile cu un scop precis, cu o destinație precisă să se propovăduiască la o anume categorie de oameni. Asta e legat, e total diferită.
Dar cât legat despre iad, problema este iadul în Luca 17. Domnul Iisus spune pildă, că de aia e pildă, în care se descrie, se deschide să spună, asta este ce se va întâmpla când va, după judecata finală, unde vor merge cei care sunt în numele lui bogatului, care și însemnează? Bogatul zicea, mă descurc singur, funcționez singur, exist singur, nu-mi trebuie nimic. Da, pe lângă, când bogatul a fost totală dependență de Dumnezeu, Lazar însemnează Dumnezeu este ajutorul meu. Bogatul nici n-ai nume, pentru din punctul de vedere al Dumnezeu putea să aibă orice nume, el în ochii lui Dumnezeu era fără nicio valoare. Okay, continuăm că avem primul moment, luăm 5 minute pauză și avem primul, Bill, come here, fără, Doina. Și imediat continuăm discuțiile astea. Deci următoarea că vom trece la escatologie, lucrurile care sunt total diferite unul de altul, în care vor fi prim-mileniu, asta este Bill McKenzie, asta este Doina, she is the translator. She translated all the books, she translated for Mike Shear, for Chris Cabell, for everybody. So that's, okay. She is she knows the ropes. The most professional which one we found here. So let's give them 5 minutes because I start eschatology with them and it's a very difficult subject. So yes. Let's give them 5 minutes and you'll be on with your subject going from 1 o'clock, so something like that. So okay, she will translate for you. So you have Colossians. Colossians. Whatever you can do or with you, whatever. So el este Bill, vă merge puțin, el a terminat, să vă spun care e situația cu fratele. El a terminat BTCP-ul în Denton. Și frații au vrut să-l trimită să lucreze puțin cu dumneavoastră, să practice, să nu fiți prea... deci el vrea să vină să facă puțină practic, să predea și puteți să interacționați cu el. Deci luați 5 minute pauză și el va veni și va avea cartea Colosenilor puțin discutată, ca în seara asta veți discuta cu Mike despre ea.